Ai avut probleme cu duritatea apei? De la pete pe robineți și pe vase, depuneri în centrala termică, înfundarea țevilor și robineților, depuneri de piatră la boilerul electric și mașina de spălat. Sau chiar probleme de sănătate de la excesul de calciu și magneziu în apă sau formarea de pietre la rinichi. O să-ți arăt în câteva secunde care sunt cele 7 minuni ale unui dedurizator de apă pentru casă. Dar înainte de asta, hai să vedem când ai nevoie de dedurizator, ce este apa dură și o recomandare de dedurizator pentru tine. Salut, dragi prieteni! Eu sunt Cosmin de la Blog de Instalații. Astăzi o să-ți vorbesc despre dedurizatorul Bonex, despre apa dură și cele 7 minuni ale unui dedurizator. Când este apa dură? Spunem că avem apă dură atunci când duritatea este peste 4 grade germane. De exemplu, apa cu duritate între 10-15 grade germane are duritate destul de mare și conține o cantitate mare de calcar în ea. Când trebuie să folosim un dedurizator? Poți să-ți dai singur seama dacă nu ai nevoie de un dedurizator. Înseamnă că apa ta are duritate scăzută și nu rămân pete albe pe robineți sau când speli vasele. Apa se simte plăcută când te speli și săpunul se dizolvă ușor. Ce dedurizator să cumpăr? Probabil că știi deja ce este un dedurizator și ce face un dedurizator. O să-ți prezint acum dedurizatorul Bonex de la cheman.ro pe care ți-l recomand. Dedurizatorul de apă Bonex cu 19 litri de rășină are debitul maxim de 1,6 metri cub pe oră. Este nou în România, are vană de control de la unul din cei mai mari producători, afișaj LCD, dimensiuni mici de gabarit, așa că îți va ocupa puțin loc în casă. Prețul de lansare este cu discount, livrarea din stoc, consiliere, analize de apă, opțiuni pentru montaj și service. Cu un singur dedurizator montat la intrarea apei în casă, scap de problemele cu duritatea apei imediat după instalarea acestuia. Designul este modern, reține substanțele dizolvate în exces și regenerarea rășinii se face proporțional cu soluție salină. Se folosește pentru case de locuit, dar și pentru alte aplicații, în funcție de caracteristicile apei și de necesarul zilnic. Sunt controlați permanent parametrii de funcționare și se mențin setările din program în cazul întreruperilor de curent. Comandă dedurizatorul Bonex pe cheman.ro. Așa cum ți-am promis la început, hai să vedem care sunt cele 7 minuni ale unui dedurizator de apă. 1. O casă mai strălucitoare. Vei avea mai puține depuneri pe suprafețele din bucătărie și din baie, fără pete pe pahare și farfurii după ce le speli. Timpul de curățenie prin casă va fi mai redus. Atunci când scapi de depunerile de la apa dură, vei descoperi suprafețele frumoase din casă că arată ca și cum ar fi noi. Le curăți mai puțin și petreci mai mult timp cu cei dragi. 2. O piele mai moale. Te ajută să ai pielea în condiții bune pentru că nu mai speli cu apă dură. Apa va face mai multă spumă și poți folosi mai puține produse pentru îngrijirea pielii. Săpunul se dizolvă mai bine în apă și face spumă. Nu mai rămân depuneri pe ghiuvetă. Poți observa îmbunătățiri ale condiției pielii, cum ar fi reducerea eczemelor. 3. Folosești mai puține soluții. Săpunul pe care îl folosești va dura mai mult. De la șampon până la detergent vei observa o economie de soluții de curățare. Mai puține depuneri înseamnă mai puține produse folosite. Apa dedurizată spală mai bine și corpul și hainele. Nu vei mai avea nevoie de soluții scumpe de curățare. 4. Electrocasnicele au durată de viață mai mare. După ce cumperi un dedurizator, nu o să mai ai depuneri mari de calcar. Vei avea apă dedurizată care nu mai face depuneri de piatră. Depunerile strică elementele de încălzire ale electrocasnicelor. Echipamentele din casă vor fi mai eficiente și vor rezista mai mult. De la mașina de spălat, la boilerul electric sau centrala termică, apa dură le poate strica în timp. 5. Poți să faci baie cu spumă. Vei avea mai mult timp să te relaxezi. Mai puține depuneri înseamnă și mai multă spumă. Vei folosi mai puține produse de curățat și economisești bani. Poți în sfârșit să faci o baie cu spumă, așa cum vezi în reclamele de la televizor. 6. Facturi mai mici.
nu vei mai avea depuneri de apă și sistemul de încălzire și alimentare cu apă vor fi mai eficiente. Vei folosi mai puține produse de curățat care îți economisesc bani. Electrocasnicile din casă vor dura mai mult. Poți face curățenie mai repede și să petreci mai mult timp cu familia. 7. Mai puțin timp la curățenie. Nu mai trebuie să freci cada sau dușul de toate depunerile de calcar. Apa dedurizată reduce timpul pe care îl petreci curățând și efortul tău. Curățenia din bucătărie și din baie va dura mai mult și nu vei mai avea depuneri. Petreci mai puțin timp făcând curățenie și mai mult timp făcând ceea ce îți place. Dacă ți-a plăcut acest video, apasă pe butonul de like și abonează-te la canal.